Ministerul Educației Naționale a aprobat noile manuale digitale pentru mai multe discipline la clasele 1 și a 2, care pot fi deja utilizate de elevi și profesori. Din 15 octombrie, cadrele didactice, elevii și părinții și publicul larg pot accesa gratuit noile manuale pentru clasele 1 și a 2 în format digital, intrând pe site-ul manuale.edu.ro. Astfel, cadrele didactice pot folosi deja la clasă manualele digitale disponibile. Până la achiziționarea pachetului manual print manual digital, ele pot fi consultate pe platforma pusă la dispoziție de Ministerul Educației Naționale. Potrivit Ministerului, varianta digitală nu înlocuiește manualul tipărit, cele două variante fiind utilizate în paralel. Până în 22 octombrie, învățătorii vor putea alege din oferta existentă manualele pe care doresc să le utilizeze la clasă. În ceea ce privește lotul de manuale pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa 1, contestat de către unii ofertanți participanți la licitație, Ministerul așteaptă răspunsul Consiliului de Soluționare a Contestațiilor, mai transmit reprezentanții Ministerului. Administrația locală din Hunedoara va mări de anul viitor prețurile biletelor de intrare la Castelul Corvinilor. Astfel, potrivit unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Hunedoara, taxa de vizitare a Castelului Corvinilor în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie va fi de 20 de lei. În perioada calendaristică martie, aprilie, septembrie și octombrie, prețul de intrare în castel va fi de 25 de lei, iar în lunile mai, iunie, iulie, august, prețul unui bilet va fi de 30 de lei. Intrarea în curtea exterioară va costa 5 lei. Elevii vor avea intrarea gratuită în săptămâna școală altfel și câte o săptămână în timpul vacanțelor școlare, perioada fiind stabilită și făcută publică de conducerea Muzeului Castelului Corvinilor. Pensionarii și studenții cu domiciliul pe raza municipiului Hunedoara și care studiază în municipiul Hunedoara vor plăti mai puțin. Persoanele cu handicap și însoțitorii celor cu handicap grav vor beneficia de reduceri și gratuități la vizitarea monumentului istoric. O nouă lovitură pentru România dată de Curtea Europeană de Justiție în legătură cu taxa auto. Sistemul de rambursare a taxei auto din 2008, prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 9 din 2013, care instituie timbrul de mediu, contravine dreptului Uniunii Europene, a hotărât miercuri Curtea de Justiție a Uniunii Europene. De la 15 martie 2013, guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formulă de calcul a condus la o creștere în medie cu circa 10% a sumei de plată pentru mașinile Euro 4 și Euro 3 și o scădere cuprinsă între 60 și 90% pentru mașinile Euro 2 și Euro 1, precum și pentru cele non-euro, pe principiul că mașinile vechi au o durată scurtă de funcționare și deci vor polua pentru un interval mai mic de timp. Încasările din timbrul de mediu în 2013 au fost de peste 732 de milioane de lei, în timp ce restituirile vechii taxe auto au totalizat doar ceva mai mult de 570 de milioane de lei. Din noiembrie, familiile cu veniturile lunare de până la 530 de lei per membru de familie vor primi un ajutor de 42 de lei pentru fiecare copil. Prin același act normativ s-a adoptat aplicarea unui tratament egal pentru toți copiii care se află în sistemul special de protecție, respectiv pentru copiii care se află în îngrijire la familii și care primesc 97 de lei. De la 1 noiembrie vor primi 440 de lei, exact tot atât cât primesc și copiii care sunt în grija asistenților maternali. Este vorba de 20.000 de copii. Alocațiile pentru ceilalți copii vor rămâne ca până acum de 42 de lei, a anunțat ministrul Muncii Rovana Plumb. Aceasta a mai declarat că printr-o hotărâre adoptată de guvern de la data de 1 decembrie acestui an, alocația de hrană zilnică va fi dublată pentru aproximativ 60.000 de copii aflați în sistemul de protecție specială. Totodată s-a hotărât și dublarea alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în centre, de la 8 lei la 16 lei.